Salutare, sunt Beatrice Baico și sunt arhitect de interior. Lucrez în domeniu de foarte mulți ani, nici nu mai știu de câți. Cred că imediat fac 20, cam așa ce. Am terminat liceul de artă la Brașov, după care am absolvit facultatea de arhitectură de interior în Belgia, la Liege, la Saint-Luc. Am avut bursă de studii în Anglia, la Humberside University, la Hull, și iată-mă pe făgașul artei de 30 de ani. De ce sunt aici? Pentru că am simțit nemulțumirea publicului. Am simțit cum oamenii nu mai reacționează la artă, la arta de astăzi, arta provocatoare, arta conceptuală. Ce înțelegem prin asta? Publicitate? Sau transmitem noi greșit anumite lucruri? Arta a avut mai multe trenduri. Renașterea, impresionismul, o grămadă de altele, printre care și body art-ul. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă provocăm, atragem atenția, am ajuns atât de jos noi ca artiști încât să ne prostituăm intelectual numai ca să ne vadă lumea cine suntem. Avem nevoie de așa ceva? Eu înțeleg că media promovează o grămadă de simplități și ieftinituri și înțeleg și acest lucru, că câteodată noi artiști ar trebui să prezentăm, să criticăm aceste lucruri, să le prezentăm în galerii, la diverse evenimente, cum a avut acum loc acest eveniment. Dar eu cred că trebuie să avem grijă și ce promovăm. Sunt copii. Prostituția sau provocarea prin prostituție, prin pornografie, nu mi se pare o linie artistică, mi se pare mai degrabă o prostituție intelectuală. Eu zic să rămânem pe partea contemporană a provocării faine, artistice, colorate, nebune, cum vreți voi, dar să nu ducem arta în ieftin, în oricum ar fi artă. Nu oricum este artă. Arta trebuie să fie o experiență umană faină, chiar dacă transmite un mesaj. Dacă vrei să transmiți un mesaj specific sub opera ta, este mesajul referitor la, da, media ne promovează toate părțile sexuale, toată sexualitatea asta vulgară. Unde a rămas senzualitatea? Unde a rămas frumosul? Unde a rămas plăcerea de a privi? În vulgaritate? Nu cred. Frumusețea corpului uman a fost tot timpul o sursă de inspirație pentru artiștii din toate timpurile. Dar nu cred că nuditatea în pictură sau sub diverse forme are vreo legătură cu pornografia, erotismul, incitării publicului să, ca în acest eveniment de la mural, cum incizi tu pe cineva să-ți intre în spațiul tău ca să vadă un show erotic? Chiar dacă tu de fapt vrei să sugerezi că media ne încurajează la așa ceva și vrei de fapt să faci o aluzie la acest lucru, nu cred că oamenii sunt ajutați de aceste aluzii. Măcar dacă faci o aluzie de genul acesta, o aluzie artistică, subliniază de desubt. A fost o aluzie la, suntem mult prea superficiali, ne uităm la mult prea multe prostii, suntem îmbibați de informație ieftină la tot pasul, suntem dezbrăcate. Tot timpul suntem o vulgaritate non-stop, deci ecranele au devenit vulgare. Diferența dintre nuditate și pornografie este mare în lumea artei. Cred că nu trebuie să vulgarizăm nuditatea. Nuditatea este ceva frumos, ceva care din toate timpurile a fost interpretat pe pânză, a fost interpretat în anumite evenimente artistice. Dar pornografia și erotismul la acest nivel nu cred că fac parte din artă. Doar dacă vrem să promovăm, să ne promovăm noi ca artiști, vrem să șocăm cu tot atinsul numai ca să fim ce? Să fim băgați în seamă? Cine suntem noi? Nu ar trebui să fim un pic mai eleganți, un pic mai rafinați, mai cu bun simț? Nu trebuie să ne vindem atât de ieftin numai ca să fim băgați în seamă. Asta e părerea mea. Impresia mea când am văzut acest afiș la acest eveniment deasupra ușii, am avut impresia că sunt în Place Pigalle. Nu este un loc apropiat ca să pui asemenea afișe la vederea copiilor, la vederea bunicilor noștri. Eu cred că trebuie să avem un pic grijă, să fim mai cu bun simț și oamenii care ne conduc orașul
să-și strângă o echipă specializată de artiști, niște oameni care au noțiuni în acest domeniu, care să verifice orice se pune și orice se expune. Nu tot ce se mănâncă este și comestibil. Ne putem otrăvi. Degeaba. Aiurea. Să ne vedem cu bine.